Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Moravița au depistat, ascunși într-un mijloc de transport, 5 cetățeni din diverse state care au încercat să treacă ilegal frontiera. În data de 19.04, ora 9, lucrătorul CNAIR din PTF Moravița a informat polițiștii de frontieră aflați la control că un conducător auto al unui ansamblu rutier aflat în staționare pentru a ieși din România a sesizat faptul că, din semiremorcă, se aud zgomote și voci. La fața locului s-a deplasat o patrulă formată din polițiști de frontieră. În cadrul verificărilor, polițiștii au stabilit că sunt cetățeni din Camerun, o familie formată din mamă, tată și doi copii și un cetățean din Guinea, cu vârste cuprinse între 5 și 40 de ani, toți aflați în procedură de azil în România. Persoanele în cauză au declarat că s-au urcat în auto Marfar într-o parcare de pe centura municipiului Timișoara, în timp ce conducătorul auto efectua timpii de odihnă, deoarece doreau să ajungă în Germania. Având în vedere aspectele constatate, polițiștii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii depistați ascunși în mijloacele de transport, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun.